Costică Moraru ține câțiva arde vie, mai mult în amintirea vremurilor de odinioară, când era în putere și făcea sute de litri de must. Ca să nu se piardă tradiția, s-a organizat o clacă așa cum se făcea pe vremuri. Am venit să ajutăm un om din sat, așa cum obișnuiau părinții noștri de altă dată. Am venit să-i dăm o mână de ajutor, să le fie munca mai ușoară. Și după să sărbătorim cam fiecare an cu must, cu voie bună, ca de obicei. Mă simt foarte bine, chiar era ok să mai vinim să facem un pic de treabă. Obiceiul este din bătrâni. Făceam clacă, culegeam struguri, așa făceam vinul. Mai ascultăm o muzică. Strugurii sunt adunați la un loc și dați prin teasc de voinicii veniți să dea o mână de ajutor. Oamenii din sat și-au amintit cu bucurie de momentele din tinerețea lor, când clăcile erau ceva obișnuit. Se zicea unul la celălalt, băi, tu culegi la mine și eu la tine, te arunci pe tine. Și tot așa mai departe. Este vinul mai bun? E mai bun, categoric este mai bun. Ne-am întâlnit astăzi aici, la o clacă, la un om gospodar din satul Arămoaia, pentru a aduce tinerii să vadă care sunt tehnologiile, cum se culegeau struguri altădată, să se rupă puțin de laptop, de telefoane. Și după obiceiul locului, muncă fără petrecere și voie bună nu se poate. Așa că tinerii au încins o horă la marginea pădurii.